Un nou termen pentru pasajul Tudor Vladimirescu din Râmnicu-Vâlcea. Deși lucrarea trebuia să fie gata de anul trecut, din mai multe motive, termenul de finalizare al investiției a fost prelungit până la sfârșitul lunii mai. Proiectul a stârnit numeroase dispute între putere și opoziție. În timp ce democrat-liberalii acuză că lucrarea nu va fi terminată în acest an, cei din fruntea primăriei susțin că investiția va fi inaugurată cel mai târziu, la jumătatea lunii iunie. Normal, dacă ne luăm după domnul Romeu Rădulescu, care este specialist în proiectele europene, nu, va fi gata în 6 luni. Pot să vă spun că și săptămâna trecută și mâine iarăși o să avem o întâlnire. Noi sperăm în jurul datei de 30 mai să finalizeze sau, în cel mai rău caz, în prima jumătate a lunii iunie să finalizeze acest proiect. Dar în continuare, acest proiect este de fapt o jumătate de proiect, pentru că acest pasaj fără bretele nu a rezolvat nimic, deci am mutat toată circulația în strada MV Popescu și către centrul municipiului Râmnicu-Vâlcea.